Cetățenii din comuna Gârla Mare s-au distrat de minune la Nedea Satului, un eveniment reușit datorită implicării active a primarului comunei, care face tot ce este necesar pentru locuitorii de acolo. Cu ocazia sărbătoririi Înălțării Domnului, sărbătoare care marchează Nedea comunei Gârla Mare, a fost organizat un eveniment inedit cu muzică, dans, mâncare tradițională și voie bună cât cuprinde. Primarul comunei Gârla Mare a fost mereu aproape de comunitatea sa, cunoscând în profunzime problemele ei și rezolvându-le pe parcursul mandatului său. Cu toate acestea, nu a uitat de nevoia oamenilor de a se distra și de a se relaxa în zilele de sărbătoare, așadar a organizat un eveniment reușit, însumat dintr-un frumos spectacol de muzică populară și preparate tradiționale delicioase. Suntem în seara ispasului, este tradiția noastră și comemorarea eroilor, este noul loc unde își desfășoară comuna Gârla Mare evenimentele culturale. Am făcut scena pentru evenimente datorită faptului că avem în lucru parcurile din centrul comunei și am hotărât ca la stadion aici, la târg, cum îi spunem noi, este mult mai mult spațiu. Suntem bucuroși de acest eveniment. Locuitorii de acolo s-au simțit foarte bine în cadrul evenimentului. S-au distrat, au dansat și, cel mai important, au fost cu zâmbetul pe buze pe întreg parcursul serii. Am 53 de ani și am plecat la Timișoara de 38 de ani și acum am venit special la această sărbătoare. Cum vi se pare evenimentul organizat de domnul primar? Un lucru foarte frumos și să în continuare să se mențină, deci, cât mai multe spectacole și cât mai mult să fie frumos și petrecere frumoasă în localitate. Înțeleg că ați dori ca domnul primar pe viitor să mai organizeze astfel de evenimente pentru că sunt unele reușite. Da, deci chiar dacă nu locuiesc aici și stau în Timișoara, deci îi mulțumesc domnului primar pentru toate evenimentele frumoase și așteptăm să termine și asfaltul în comuna Gârla Mare și atunci faptul e împlinit, apa e trasă, canalizarea e trasă, deci totul este perfect. Deci sunt foarte mulțumit și satisfăcut de problemele dânsului și tot ce a realizat în comună. Marul e cum se cade, ce să vă spunem? Îmi plac evenimentele organizate de domnul primar. Da, ne plac evenimentele, chiar o să mă organizeze și ziua comunei, ce să spun eu. O sărbătoare reușită. Da, da, o sărbătoare reușită, lume multă, se distrează, lumea e frumos. V-ați distrat bine seara aceasta. Da, da, da. Atât tinerii cât și cei mai în vârstă locuitori ai comunei s-au distrat copios, spunând că sunt satisfăcuți pe deplin de activitatea primarului Dumitru Baicu. Îți place programul artist? Da. Eveniment reușit. Da. O zi de sărbătoare frumoasă. Faină. Domnul primar a organizat acest eveniment. Cum ți se pare? Foarte fain. Simțiți în această seară minunată? Foarte bine. Foarte bine. Îmi place programul artistic ce a organizat domnul primar. Cum să nu? Îmi place, da, normal. Veți mai participa la astfel de evenimente? Le așteptați cu nerăbdare, bine. Bă, normal. Le așteptăm cu nerăbdare. Asta e. O zi de sărbătoare reușită. Normal. Fața comunei Gârla Mare a fost în totalitate schimbată sub conducerea actualului primar Dumitru Baicu, însă toate aceste proiecte de modernizare nu ar fi fost posibile fără o bună colaborare între conducerea primăriei și autoritățile județene. La eveniment au fost prezente și autoritățile județene, printre care președintele Consiliului Județean Mehedin Saladin Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ionica Negru, dar și prefectul județului Alin Isuf.